Ne despărțim de doi dintre concurenți, o fată și un băiat. Iar în cursa de eliminare pentru fete sunt Isidora și Anca, iar în cea pentru băieți, Mohamed și Sebastian. Bun, acestea fiind spuse, hai să vedem cum a fost acomodarea Speranței în casa băieților pentru moment și apoi o să și discutăm. După ce a aflat că va locui provizoriu în casa băieților, a urmat instalarea Speranței, urmată de o prezentare a casei făcută de însuși Ion. Ce faceți? Ceau! Ăsta e patul cel liber pe tine. Da, e vioara mea, dar o iau acum. Da, nu-i problema. Dacă nu vrei să te schimbi în fața camerelor, mai bine vii să... Haideți să arătăm baia. Am bază în Petrică și în Moha. Aici este o baie cu foarte multe băi. Așa. Și uite, poți să te schimbi în oricare din astea două, pentru că sunt mai spațioase. Asta e sufrageria cu bucătăria. O să ți se facă cel mai probabil foame după ce te schimbi sau dacă vrei să faci un dus sau ceva. Și o să trebuiască să vii seama ajuns și tu să-mi spui ce vrei să mănânci. Da. Și să facem amândoi. Bine. Hai de vin. Aici e camera mea și a lui Marius și aici doarme Victor. Aici avem baia. Dimineața toți aici ne strângem, știi, pentru spălat pe dinți, pentru astea. Aici stau Alex și cu Seba. Acum toți băieții sunt pe terasă, în afară de noi. Patru mai sunt între trei. Da. Bună! Bună! Alex, Seba, Victor, vă știți deja, ați făcut cunoștință sau poate nu? Speranța, îmi pare bine. Și mie. Noi am salutat deja. Bună! Bună, îmi pare. Speranța, îmi pare bine. Speranța și mai cum? Ioana. Da. Uite, Seba, și îi plac tatuajele cum ai tu, pe mână. Da. Scrisuri, chestii de-astea micuțe. Gata, ți-a adus și bagajele? Și le-a adus deja. Păi... Le-am adus eu. Unde? Cum se doarme? O să doarmă în patul liber de la Petrica din cameră. Da? Da. Ai mâncat? Încă nu. Ți-am oprit niște șnițel și orez. E pe masă. Vreau să se schimbe sau să-și facă ce vrea să-și facă. Să mă schimb și... Să-și facă ce vrea. Și după aia te așteptăm la masă. Eu sunt bucătarul tău astăzi. Cu mare plăcere o să te servesc cum vrei. Da, acum vom vedea. Ai învățat, nu drumul. Da. Păi cum să nu te simți deja ca acasă? Bine primită, Speranța a început să le răspundă băieților la curiozitățile ce le dădeau târcoale. Te-ai uitat la emisiune? Da, am grupit. De la început? De la început. Serios? Mm-hmm. Ne cunoaște pe toți. Înseamnă că ne știi mare parte. Da, știi despre noi. Înseamnă că dacă ai venit, ai venit cu un gând. Păi îți dai seama. Zi repede. Cine-ți dai aia? Ce directe mare. Dai seama, nu o să spună eu direct. Știu deja. Păi îți dai seama. Știi deja? Nu știi. Când te-am văzut acolo în prezentare, tot mă gândeam cine e fata asta, că o cunosc foarte bine. Știai de undeva? Am crezut că ești de la mine, sau din Timișoara. În prezentare, parcă parai mai pic, mai, știi, plinuță, dar mai, ești da, foarte... slăbănată. E bine. Aia e. E mai bine așa, nu? Să fii slăbănată. Ce, cu ce te-ai ocupat sau cu... Ai făcut modeling sau eu asta? Nu. Stai așa, ai spus că ai stat în Italia, 13 ani. Da. Da, uite, și Moha a stat în Italia. În Brescia, în nord. Da? Da. Tu unde ai fost? Eu am învățat în Roma, 5 ani. Roma. Frumoasă Roma. Și ce bărbat îți plac ție? Nu am o tipologie așa. N-ai o tipologie? Așa că tine aleam, nu? Nu, serios, nu prea am. Important e să fie măcar înalt cât mine, asta mă interesează. Asta e cam greu aici. Adică... Dar majoritatea sunteți. E majoritate. N-ai venit tu bine? Lăsă-mi fizicul, cum vrei să fie? Sincer, eu caut sinceritate, serios. Sinceritate vreau să fie, sincer, loial, bineînțeles. Eu sunt destul, dar uite, înălțime nu mă ajută. E, da, etena. Glumeț, să fie și glumeț, pentru că nu-mi plac ea prea serios. Tu am văzut că ești în cunoaștere cu Ana. Da. Alejandro, te-ai răzgândit? Da. Cum să mă răzgândesc? Nu vezi aici? Ce avem? Lasă-mă, băiat. Poate e serioasă treaba. Păi n-ai de unde să știi. Tot aici ai schimbător. De pe o zi pe altă n-ai de unde să știi să vezi. Da, bine, nu. Dacă ei să înțeleg. Eu am spus, nu o să mă bag niciodată într-un cuplu. Dacă e cunoaștere, bine, na, e cunoaștere. Dar cuplu, nu, niciodată. Nu sunt genul și cred că nimeni nu ar face chestia asta. E frumos. Exact, adică. Și nimeni nu cred că ar face chestia asta. N-ai de unde să știi niciodată. Da, bine, normal. E vorba niciodată să nu spui ceva, da. Așa o fi, dar cum tot dialogul rămâne de bază, puțin mai târziu, Speranța dădea curs chiar și micilor provocări. E secretoasă de felul tău? Nu,
Nu e secretoasă? Care e cel mai mare secret al tău? Aoleu. Dar păi mă, e așa... E unul mare, dacă nu vrei să-l zici. Nu prea am eu așa, să zici. Să fi făcut... Măi, am fost copil cu minte la viața mea. Da? Mamă, toți copiii rei zic așa. Nu, serios, eu am crescut doar cu mama și n-am ieșit din cuvântul ei. Niciodată. La ultima ta relație cât a durat? 2 ani jumătate. Și când s-a terminat? Anul trecut. E singură un an? Singură? Bine, am mai încercat să ies cu cineva așa, dar nu a fost să fie. Relație serioasă numai de un an? Da. Relație serioasă numai de un an? Da. Eu de 2 ani jumătate. 2 ani jumătate. Mă despre 3 jumătate. Hai timp. Eu ce-ți mai zic, că din 2014 eu n-am mai avut relație să treacă de un an. Păi și ai avut vreuna care a trecut de un an? Da, 2. Mă, totuși ești ceva un an. E, dar de atunci n-am mai... Mult, 10 ani aproape, n-am mai reușit. Da, nu-mi pare rău, m-am distrat. Păi de asta ați venit la Mireasa, să aveți relații serioase, că v-am spus și ieri, dacă treceți de experimentul ăsta, de experiența asta Mireasa, gata, sunteți... Asta este inițierea în viață. O să puteți să faceți orice vreți, inclusiv să vă căsătoriți. Căsătoria o să vi se pară floare la ureche. Cu cine ai avut așa un dialog mai ușor? Că știi cum e. Sunt oameni cu care interacționezi mai bine, alții... Nu, cu toți am avut. Cu toți am avut. Nu a fost să fie cineva cu care să vorbesc mai puțin sau mai mult. Nu. Cu toți am avut. Bine, și acum dacă te-aș întreba, știi că, uite, pe fete le-am întrebat ce preferințe ai, că, na, poate să-ți placă așa un om, chiar dacă nu-l cunoști, la prima vedere, că e înalt, că e de-astea, știi? Da. Nu, eu nu, momentan nu am o preferință chiar. Momentan nu. Am văzut că Victor te-a întrebat de secrete. Da. Era și culmea să-ți spună secretele, așa din prima. Mai așteaptă un pic. Da. Fetelor, cum vi s-a părut? S-au purtat frumos băieții? Da. Da? Da. Acolo? Da. Era și normal. Era și normal. Da, sunteți foarte tăcute. Nu știu ce e cu voi. Aveți emoții pentru astăzi? Ai emoții, Sidora? Băi, aveam în continuu. M-a prins o oră, dar după nu mai. Acum sunt ok. Băi, bine că ți-a trecut. Ce să zic? Anca? Da, toată săptămâna a fost o săptămână stresantă și pasionată pentru mine. Băieți, Moha? Eu-s bine. Ești bine? Seba? Binișor. Binișor. Da. M-am împăcat cu ambele situații. Da? Ok. Am ajutat la bagaj. Ce zici? Ce glumițe, nu. Am ajutat la bagaje. Okay. V-ați făcut bagajele? Cineva bagajele?